Pace Domnului, frați și surori, suntem mulțumitori că prin mila Domnului suntem și astăzi aici. Aseară, cine a fost la serviciul civil, noi am discutat adevărul ce înseamnă a fi un adevărat adventist. Astăzi, școala de sabat a amintit că suntem într-o luptă crâncină, nevăzută parcă, bubuitul nu se aude, dar lupta continuă permanent. Vreau să continui această idee cu un mesaj de partea lui Dumnezeu și sper că noi ne-am pregătit ca să ascultăm mesajul. Dana White spune că serviciul divin care are cântări, rugăciuni și știrea Cuvântului lui Dumnezeu sunt uneltele, instrumentele lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Deci, și astăzi noi am intrat iar și în atelierul lui Dumnezeu. El va continua să lucreze dacă noi suntem gata și îi vom îngădui să facă lucrul acesta. Cine aveți Biblie? Deschideți, vă rog, la Matei 24. Și vom citi versetul 24. Căci te vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo, încât să înșare, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Domnul Iisus vorbește despre ultimele timpuri. Despre lupta mare între bine și rău. Noi am învățat astăzi că Satana știe care suntem. Știți care este tragedia noastră? Chiar adventiștilor? Noi uităm că avem suntem. Și atunci când El te pune sforțări mai mari ca să ne distrugă, noi nu întotdeauna suntem gata, pregătiți pentru lucrul acesta. Deci aici Domnul ne amintește. Lupta se va duce pentru fiecare suflet. Astăzi nu mai stă problema cine biruiește, Dumnezeu sau Satana. De două ori Dumnezeu a câștigat biruința asupra diavolului. Hristos ca Dumnezeu în ceruri și ca omul pe pământ. Și când a proclamat pe cruce s-a sfârșit, clopotul soartei diavolului a sunat. El a fost zdrobit. De ce mai continuă lupta? Pentru cine? Pentru fiecare dintre noi. Cine va birui viața mea? Cine va birui viața fiecărui din dumneavoastră? Depinde în mare măsură și parte de noi și este problema încă pentru noi nerezolvată. Dacă Dumnezeu nu știe, noi lucrul acesta nu știm. Dar aici avem o avertizare destul de serioasă. Că în ultimul timp, Satana va depune toate sforțările prin toate cursele posibile ca să înșale pe cei aleși. Ce înseamnă cel ales? Avem noi și membrii bisericii care nu sunt aleși? Da, într-un loc, Elena va spune că Satana aduce și oamenii lui Dumnezeu. Unii membri sunt membrii Satanei Biserica lui Dumnezeu. Și noi nu știm lista care este. Poate este o tragedie, poate cineva întâmplător a venit. Dar toți acei care au luat decizia să urmeze pe Domnul, toți acei care ar dori să se treacă veșnicia cu Dumnezeu, mai mult ca atât. Pentru membrii bisericii sunt oameni aleși ca slujbași. Și în biserica locală și poate chiar și ca pastor. Sunt și pastorii slujbași în pericol de a merge viața veșnică. Fără îndoială. Asta este mesajul. Și vreau mai concret ca să trecem la o experiență amară a unui slujbaș despre care spune Sfânta Scriptură și apoi să luăm lecțiile necesare din această experiență. Pentru aceasta vă rog să deschidem la Luca 22 și vom citi versetele de 31 și mai jos. Domnul a zis,
Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă ceară ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești cu frații tăi. Potrivit Bibliei, această adresare atât de serioasă, Domnul Iisus a făcut-o joi seara. Iuda plecase de la s-a petrecut sărbătoarea Paștilor, Sfânta Cină, au rămas câteva momente pe care Iisus le-a dedicat special celor care au rămas în jurul. Și de privit la ucenici, Iisus se uită în ochii lui Petru și spune: Simon, mă îngrijorește ceva deosebit în experiența pe care tu vivi. Satana a cerut ca să fiți cernuți. Și tu ești în pericol ca să mă părăsești. Așa vreau să mă întreb. Dacă ați fost în acea seară, acolo, în fața Domnului, el personal se adresează cu acest mesaj. Ce ați făcut cu mine asta? A glumit cândva Iisus? Putea Petru să iei aceste cuvinte ca o glumă, dar este foarte, foarte serios. Petru n-a tras atenție la această avertizare. Uitați-vă, 33. Doamne Iisus Petru, cu tine sunt gata să merg chiar în temniță, la moarte. Și Hristosul meu a luat spune că n-au fost cuvinte aruncate pur și simplu așa. Petru se gândea o va face. El atât de mult iubea pe Domnul, atât de mult iubea adevărul, era gata să meargă și la moarte. Iisus i-a zis: Petru, nu va cânta astăzi cu coșul până te vei vorba de primul și le zice că nu mă cunoști. Discuția s-a terminat. Au plecat în grădina de Ghetsemani. Iisus a fost arestat. Asta pentru ucenici a fost o surpriză destul de serioasă. Nu odată dușmanii au încercat ca să-l omoare. Iisus a fost nevăzut. Nu era ceasul încă. Ucenicii erau siguri că nici un pericol nu paște pe Domnul. El care poate face minuni, poate vindica, poate trupul mort să-l întoarcă la viață, n-are probleme cu nimeni și cu nimica. Erau siguri în așa. Dar când au văzut că Iisus se lasă legat și dus, ei n-au fost gata pentru acesta. Și au fugit toți, spune Biblia. Apoi Ioan și Petru și-au revenit și se întorc pe Cintișor și urmează pe Iisus în sala de judecată a Gărții Ioan. Petru rămâne cu mulți. El nu știa ce s-a terminat judecat. Dar simțea că ceva serios s-a pornit. Iisus nu depune nicio sforțare ca să se elibereze. Și Biblia ne povestește. Se apropie o femeie simplă. Petru. Și tu ești cu el. Petru a tresărit. Cu jurământ, el declară public în curte: eu idee n-am de ce voi vorbiți. Eu niciodată în viață n-am văzut bărbatul acesta. Eu nu știu cine este el. Și atunci, a doua oară, a cântat cu Petru a
Dar vreau să vorbesc puțin aici. Și ați făcut dumneavoastră ca biserică, ca membru bisericii, cu așa un membru ca pe exclus. Ca așa un pastor ca Pietru. Pentru că era nu membru bisericii. Era predicator pe Hristos. Și ar fi trebuit să facă Domnul un așa încăpățânat care a fost preîntâmpinat și care ar fi trebuit să spună Doamne, eu sunt în așa pericol. Spune-mi, ce să fac ca asta să nu se întâmple? Și când voi nimeri în sita diavolului să nu se împlinească dorința dușmanului meu. Pentru n-a făcut lucrul acesta. Și a ajuns. Unde a ajuns? Iată ce spune Sfântul Profetic. Petru a fost destul de serios avertizat de Domnul. Dar el parcă n-a avut urechi să audă ce Domnul spune. Era prea încrezut în sine, prea mândru, prea sigur pe puterile lui personale. Și asta a fost motivul că el a ajuns unde a ajuns. Dar tocmai în acel moment când cuvintele au amuțit de buzele lui Petru, el, fără să-și dea seama, a întors capul în sala de judecare. Și Iisus a întors capul spre Petru. În privirea Domnului, stă scris, el a fost o milă deosebită și o iubire care continua să-l încălzească spre Petru, încântul tot. Încă mai poți ceva să mai faci și după această credință. Și Petru a sărit din loc. Fără să-și dea seama, a început să alerge și a ajuns în Ghețimani. Acolo, în câteva ore, în urmă, a fost rugat să steie pe genunchi, să se roage, să vegheze ca această ispită să nu câștig victorie în viața lui. Și a căzut pe pământ, dorind să moară. Ce-ar fi fost dacă murea cu un păcătos nicocrit? Ce câștig pentru diavol ar fi fost? Ce bucurie că un stâlp al bisericii, un apostol atât de plin de râvnă, a fost și el rupt. Unul de cei aleși a fost rupt. Odată 30 de ani a depus forțări ca să rătăcească pe Domnul Iisus. Și n-a reușit. El a continuat până la ultimul moment de cruce. Dar n-a reușit. Atunci se gândea, poate că măcar pe aleșii lui, stâlpii bisericii, să-i rătăcească. Păi ce părere de rău, el a reușit de la scurea. Dar acolo din ceva, Petru a prins oameni. Și asta îmi plac foarte mult cuvintele pe care serva Domnului se scrie. Numai a terminat cuvintele de lepădare de Domnul. Și Petru a tresărit. El a ajuns în Ghețimani. El nu știa ce va fi mai departe. Dar privirea plină de iubire, mila atât de mare a Domnului, i-a dat încă speranța. Și acolo în Ghețimani, din baza pe iubirea și mila Domnului, el s-a pocăit. Petru nu știa că a fost acceptat sau nu. El va afla aceasta mult mai târziu, la ziua întâlnirii. La Marea Cunii Hristos, care a întâlnit după apostolii. Dar, în momentul acesta, destul de important. Satana
vrut să-L doboare pe El. Și a câștigat o biruință. Dar n-a conferit la totală și ultima biruință. Domnul a continuat lupta, lupta mare pentru eliberarea lui Petru. Și a câștigat biruința, biruința pocăinței, biruința întoarcerii. Și cât de minunat este cuvintele acestea. Petru, eu m-am rugat în tine ca să nu pierzi credința. Tu te vei împace. Și experiența aceasta mare va fi foarte importantă pentru atitudinea ta față de biserica, de turma pe care tu vei fi dator să o călătorești mai departe. Și potrivit celor descoperite se spune că Petru niciodată până la moarte n-a uitat experiența tristă a lepădării de Domnul Iisus. Și aceasta l-a făcut să fie plin de milă față de membrii bisericii care aveau slăbiciune. Petru niciodată n-a uitat mare iubire și milă pe care El a primit-o din partea Domnului. Și orice membru al bisericii care se luptă are nevoie în momente critice de așa un suport. De ce noi citim istoria aceasta? Numai ca să știm ce s-a întâmplat cu Petru? Iată ce ne spun Sfântul Iisus. Pericolul în care a fost Petru este pericol pentru mulți membri al bisericii. Ei vor cădea în ispită. Și lucrul cel mai serios este că nu se cunosc pe ei însă. Ia Petru slăbiciunea pe care el o are. El era plin de râvnă. El se gândea că e gata la moarte. De la o întrebare pe care el nu aștepta. Nu era încă nici sabia, nu erau lanțurile să-l lege, să-l aresteze, nu era amenințarea cu moartea încă. O simplă întrebare pe care el nu aștepta-o. Și a fost de ajuns pentru soborârea Lui. Deci, scumpii mei, noi suntem astăzi preîntâmpinați. Satana va continua lupta cu fiecare dintre noi. Și mulți vor cădea. Cauza principală, nu ne cunoaștem pe noi. Nu știm slăbiciunile. Avem, poate, prea mare încredere în puterile noastre. Pentru că aminte că odată sunt de vorbă cu un membru al bisericii și înțelegând că are unele probleme spirituale, am încercat cumva să-l avertizez. Frate, fii atent că poți să cazi la credință. Dar așa s-a revoltat. Tu ce vorbești? Eu? Atâția ani adventist, atât de experiență. Tu știi că am făcut pentru Domnul. Eu să cad? Pentru că tocmai aceștia și vor cădea. Pentru că prea ne simțim că stăm pe picioarele noastre și nu ne știm din care parte Satana poate ca să vină. Suntem noi adventiștii, acei care nu ne cunoaștem pe noi? E de ajuns să atragem atenție la solia din Apocalipsa 3. Ce spune Domnul? Ești orb? Și nu vezi starea în care ești? Cred că este cea mai serioasă avertizare, scumpii mei, pentru fiecare dintre noi. Ce nu văd eu în viața mea? Care sunt slăbiciunile, neajunsurile pe care ar trebui să le depășesc? Și fiecare dintre voastre? Toate acestea, Satana le va folosi pentru nimicirea noastră. Dacă noi la timp
vom depune toate sforțările necesare pentru aceasta. Cineva spune așa, de multe ori, cetățile cele mai întărite au căzut din cauza că nu s-au așteptat prin locul pe care dușmanul l-a trebuit. Dar dușmanul căuta să pătrundă prin locul cel mai nepăzit. Casă-i tactică de război. Unde este apărare, dușmanul lui caută partea slabă. Așa ne spune istoria. Cele mai tari cetățuri care se credeau de nebiruit au fost ucerite că dușmanul a intrat din acea parte unde nu era așteptat. Și eu cred că asta e cea mai mare versetare pentru noi astăzi. De unde satana va căuta să pătrundă viața mea și a dumneavoastră? Acolo, unde noi nu apărăm, unde noi ne gândim că totul este bine. Și poate din cauza aceasta este chemarea. Cercetați-vă pe voi înșivă. Pe care a spus-o Domnul Cristura, Apostolul Pavel. Satana este foarte, foarte iscusit. El are experiență de 6.000 de ani de a rătăci pe cei mai aleși bărbați ai lui Dumnezeu. De aceea, nu-i de mirare, dacă el va încerca și poate va reuși să facă aceasta și în viața cuiva dintre noi. A doua lecție care este foarte importantă. Cât de bine ar fi ca noi să atragem atenția la această avertizare și să nu așteptăm ziua căderii ca să depunem ceva sforțări. Dar poate prin genunchi, în rugăciune, să ne rugăm să anticipăm această lucrare a diavolului în viața noastră. Biserica este chemată în lumea întreagă ca să aibă multe de rugăciuni și atunci aici aveți și după cât cunosc eu în multe părți ale planetei noastre, frate și surorile, foarte serios caută să îndeplinească aceasta. Folosesc orice ocazie pentru a se ruga pentru viața lor personală, a familiei, a bisericii, pentru creștinul lucrării. Dar am informația că în unele părți bisericile absolut ignorează. Ce înseamnă pentru un membru bisericii care nu mai face strajă de dimineață pe acasă, nu mai are rugăciune personală, nu mai citești Biblia, nu știi că în ultima dată te simți lecturile școlii de sabat? Și scumpii mei, doar de ce este în acel timp, când satana toate sforțările depune ca pe noi să ne distrugă. Și noi, în loc ca să întărim partea noastră spirituală, noi pierdem și cei ce noi am avut. Scoțeți un bătrân, că într-o zi a găsit un telem, era foarte prețios, un telem special, și l-a turnat într-o sticluță de armare, și cum era avea de atunci la țară, l-a pus sub streșină. Dar streșina, nu știu dacă se vorbește român, stuc, da? Trestie. Trestie? Da. Streșina din trestie era. Și bătrânul nu s-a gândit mult, dar sticluța n-a închis-o. A legat așa cu ușel și așa sub streșină. Când ploua, de pe streșină, câte o picătură în sticluță. Dar din cauza că apa e mai grea decât uleiul, o picătură de apă în sticluță și luă de ulei, afară. Și când la un moment dat bătrânul s-a uitat, îi trebuia un delel, sticla era plină. Numai cu apă. Ai distrus-o sub delel. Noi putem fi așa o sticlă.
Și Satana îi pune sub streșina lui. Și tot picură fiecare zi. Picură și picură. Și noi ne gândim că avem un delem suficient. Dar dacă nu adăugăm, va vine o zi când sticla ne va trebui, dar nu va fi divos. Acolo a rămas nimica. Deci, să fim serioși la problema aceasta. Astăzi, că niciodată avem nevoie de putere spirituală, de însoțirea Duhului Sfânt. Și asta trebuie cerută. Nu putem noi să primim un răspuns odată pentru toată viața. Cineva din frate, din frate spune așa, pe frate pastor, dar nu mă ruga Domnul la botez. Și am promis că a fiind predicior. Și asta nu-i de ajuns? E de ajuns să ai o rugăciune la botez pentru toată viața. E de ajuns să ai o făgăduință lui Dumnezeu numai la botez? Ce spune Pavel despre sine? Eu zilnic mor și zilnic învii. Murea pentru păcat și învia pentru Domnul. Lupta continuă zi și noapte. Și dacă ieri am avut nevoie de putere, astăzi mai mult de putere. Și scumpii mei, dați-mi voie să răspund. De suflet deschis. Părerea mea este că noi ignorăm. Noi suntem foarte pasivi. Noi vorbim și de mare luptă astăzi la școală de sabat. Dar noi nu simțim lupta aceasta. Noi nu ne gândim serios la pericolul care stă în fața noastră. Deci poate a venit timpul ca să ne trezim din somn, spune Scriptura, și să facem o potitură destul de serioasă în viața noastră, până când că nu este prea târziu. A treia lecție foarte importantă. Un copil ales al Dumnezeu, care a căzut, nu este un bun copil pierdut. Ce spune Scriptura? Cel neprihănit, de 7 ori cade, și cum mai departe? De câte ori? Tot de 7 ori. Cel mai tragic este, dacă de 7 ori am căzut, dar ne-am ridicat numai de 6. Dacă a fost ultima ridicare, asta e bine. E trist că am căzut. Și, de fapt, Dumnezeu nu se miră pentru că un păcătos poate ca să cadă. Și știți care este tactica diavolului? Se zice că diavolul are un cort și are o tobă. Pentru ce cortul? El întinde cortul și spune, intră, păcătuiește, nimeni n-a să vadă. Am închis așa în corp. Și unde intră? Numai a păcătuit, el ridică cortul și începe toba. Uitați ce a făcut acest adventist. De ce vrei toba, cred? Nu mai ai speranță la el. Ai căzut atât de jos. E gata cu tine. Și ar vrea diavolul să țină acolo permanent până vine moartea veșnică. Dar El ne spune și astăzi, frate și soră, eu m-am rugat și mă rog pentru tine. Că atunci când vei trece prin această experiență amare, să nu pierzi credința. Să nu rămâi acolo la pământ. Să te ridici înapoi. Domnul nu-i place păcatele noastre. Dar El ne dă încă o șansă, încă o ocazie ca noi să ne ridicăm și să biruim. Cât de bine ar fi ca acești voci ai Domnului Iisus și asta să privească la fiecare dintre noi. Și mai ales la membrii bisericii care trec prin experiența mare, se poticnesc și cad. Dar Domnul mai este lumea aceasta. Cine ar primi să continue a privi la Păcătos cu iubire deosebită și mult. Cine? Biserica. Dar scumpii noștri. Și noi avem un corp și o top, părintele. Ce facem noi în corp?
Noi în corp îi ascundem pe toți acei iubiți ai noștri, rudele apropiate care păcătuiesc, spune, ascunde-te, n-am să știi nimic. Și îi încurajăm ca să păcătuiască. Dar dacă nu i-am ia rude, aducea cu toba în toată comunitatea. Ia ce cu fratele și au sora. Și nu ne dăm seama că noi continuăm aceeași lucrare a diavolului. Deci, și aici avem noi o învățătură deosebită. Să avem o milă deosebită față de cei care se potrivesc. Dar în mila aceasta, să nu îi încurajăm să păcătuiască. Și vreau să vă spun un caz concret într-o comunitate pe care o păstoream. Un frate a păcătuit. Și noi am fost nevoiți, pentru că a fost public, să luăm măsuri și chiar să le excludem. S-a făcut lucrarea de ce dat pentru aceasta, de la lucrarea de mentri, el, de fapt, nu s-a potrivit, el era conștient, a făcut o faptă destul de rușinoasă, atât pentru el personal, pentru familie, pentru biserică, pentru Dumnezeu. La durare de membri s-a votat, el n-a spus nimic. Nu a terminat durare de membri și așa, în ghilimele, un zis prieten, îl vizitează. Spune, frate Ion, îmi pare rău că așa s-a privit. Dacă era alt pastor și alte biserică, nu era expus. E bine, păcat tot de mare. Și acest membru se gândea că el e plin de milă față de Dumnezeu. Dar, de fapt, ce înțelegeți că așa e? Ce face? L-ar putea să iasă? Și ar trebui să spună el. Frate, am ajuns la un moment trist în viață. Îmi pare foarte rău că așa s-a întâmplat. Dar vreau să spun un lucru. Asta nu doar. Pentru că deavul la părmânt. Domnul te așteaptă. Poți să zicăiești cu amar. Hai să ne rugăm. Părăsește păcatul. Întoarce-te la Domnul. El e gata. E gata să te accepte înapoi. Și cât de bine ar fi dacă noi face lucrarea aceasta din bărbătare, de susținere pentru toți care trec în aceste momente. Și ultim de gânduri. Mărturii ormul 4. Iisus s-a rugat nu numai pentru credință. Iisus s-a rugat pentru fiecare dintre noi. Ascultați dorința lui arzătoare pe care o spune rugăciunea de la Ioan 17. Tată, acei pe care mi-ai dat vreau să fie cu mine. Știa Domnul prin ce experiența mare vor trece copiii? Știa că mulți vor cădea, mulți vor fi dobărâți la pământ și spune, Tată, doresc ca cei care stau să rămână să stea pe picioare. Așa care au căzut, vreau să-i ridici, să fie cu mine, să nu rămână aici, în bucuria diavolului. Și cât de minunată este vestea aceasta a cerului. Domnul Potirului se face astăzi pentru fiecare scupite, eu nu vă știu aproape deloc pe nimeni. De mulți cunosc în față, sunt din Moldova și asta știu. Experiențele mari pe care treceți sau cele bune, nu le cunosc. Dar dacă este cineva în sală care poate a avut experiența cădere, ispite a unui păcat oarecare, vreau să vă încurajez astăzi. Iubirea Domnului. Ești deosebit la viața dumneavoastră. Nu rămâneți în păcat. Nu rămâneți doborâți. Domnul dorește. Și numai că dorește. El întinde mâna. El acordă iubirea și iertarea. Ce poate fi mai mult de lucrurile acasă? Să venim la toți. Cunoașteți pe cineva din cei care au fost expuși,
pe care Satana îi ține până acum acolo, la pământ, să ne fie bine. Cu această privire a iubirii Domnului, cu această milă deosebită, să spunem, frate și soră, nu contează ce-o face. Lupta noastră a terminat. Lucrarea de salvare continuă în lumea aceasta. Domnul mai scoate când suflete. Te așteaptă pe tine. Vine. Ridică-te. Hai să ne rugăm. Să ne facem la Domnul. Asta e lucrarea la care noi suntem în viață. Ca în ochii noștri, în gura noastră, în purtarea noastră, biserica și lumea să vadă iubirea și mila salvatoare a Domnului. Și va veni o zi, când în cer, te vom întâlni cu mulți. Și poate cineva va veni și va spune, frate, eu eram absolut descurajat. Eu mă gândeam că nu mai este nicio speranță pentru mine. Dar tu ai venit în ziua aceea. Și te-ai apropiat de mine. Tu m-ai îmbrățișat. Tu m-ai încurajat. Mi-a tras atenția la mila Domnului. Eu m-am acceptat. Eu m-am întors. M-am pocăit. Și acum sunt în veșnicie. Fie ca Domnul să ne ajute să avem acea experiență. Multe cu cei salvați și ca noi în Împărăția Cerului. Amin. Amin. Amin.